altă problemă pe care a apărut a fost factorul de mediu apă. Aici problemele au fost mult mai acute, mult mai grave. Din o parte din colegii noștri de la Apele Române au intervenit cu niște flotoare, au reușit să rețină o parte din aceste substanțe organice care au ajuns în râul Orăștiei sau Orăștioara. Din păcate, o parte care s-a dizolvat în masa apei a intrat și în Mureș, producând o mortalitate piscicolă, nu foarte însemnată pe Mureș, dar pe, din păcate, pe Orășioara. Orăștioara a cam murit cam tot ce era, cam tot ce trăia în apă. Deci a fost aproape o moarte biologică, din punctul nostru de vedere. Moarte biologică înseamnă că a murit cam tot ce mișca în apă. Cam tot a murit ce a fost, ce a prins unda de poluare. Se poate vedea și pe tronsonul de la stația de preu, de la bypass până la intrare în Mureș.